3 echipaje de pompieri voluntari și 7 echipaje din cadrul serviciilor private pentru situații de urgență s-au întrecut azi pe stadionul Olimpia din municipiu. Concursul a avut rolul de a dezvolta deprinderile necesare acțiunilor de intervenție în situații de urgență și de a evalua nivelul de pregătire al serviciilor voluntare și private. În final au fost declarați câștigători serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Bârsău și serviciul privat pentru situații de urgență al societății Unio. Echipajele clasate pe primul loc, atât la serviciile voluntare, cât și la cele private, vor participa la faza interjudețeană ce va avea loc în cursul lunii iulie. În municipiul Oradea.